Timp de 4 zile, de luni și până joi, la Băile Olănești, în județul Vâlcea, a avut loc finala campionatului național de șah școlar, competiție care poartă numele marei maestre internaționale Elisabeta Polihroniade. Acolo au fost prezenți și sportivii mușceleni care au avut o prestație foarte bună, atâta timp cât au revenit acasă cu 3 medalii și au fost la numai 3 puncte de a obține calificarea la campionatul mondial. La individual, 2 medalii de bronz au fost obținute de către Anabela Dragă și Mihai Dănescu, ambii de la școala gimnazială Oprea Iorgulescu din Câmpul Lung, iar cea de-a 3-a medalie, tot de bronz, a fost obținută la echipe de elevii școlii gimnaziale Mihai Tican Romano din Berevoiești, în clasamentul final al instituțiilor de învățământ din mediul rural. Copiii au fost premiați chiar de cea care dă numele competiției Elisabeta Polihroniade, astfel că pentru fiecare medaliat, rezultatul obținut poate avea însemnătate dublă. Pe lângă sprijinul părinților, trebuie amintit aici suportul îndrumătorilor. Primul dintre ei este Cristache Toculeț și apoi profesorii Nicolae Lovișteanu și Florin Ceapraz.